Ucraina are nevoie în total de 600 de miliarde de dolari pentru a reconstrui tot ceea ce a distrus armata rusă. China a declarat că sunt necesare discuții de urgență între Moscova și Kiev pentru a rezolva conflictul, iar livrările cu arme occidentale către Ucraina nu favorizează pacea. Statele membre ale Uniunii Europene sunt aproape gata să accepte noul pachet de sancțiuni solicitat împotriva Rusiei. Reprezentanții Organizației Națiunilor Unite au declarat că acțiunile Rusiei în Ucraina ar putea fi recunoscute drept crime de război. Pe măsură ce ziua victoriei se apropie, în Rusia. Vladimir Putin nu a obținut nicio victorie importantă în cele două luni de lupte. Aproximativ 500 de civili au fost evacuați din Azovstal și din zonele adiacente. Șeful Ministerului Britanic al Apărării a precizat că armata ucrainană ar putea antrena soldați britanici după încheierea războiului cu Rusia. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski spune că luptele au distrus sau avariat aproape 400 de spitale și centre medicale din țară. Volodimir Zelenski a mai declarat că Ucraina are nevoie de până la 7 miliarde de dolari în fiecare lună pentru a acoperi deficitul bugetului de stat. Între timp, reprezentanții Ucrainei au nevoie în total de 600 de miliarde de dolari pentru a reconstrui tot ceea ce a distrus armata rusă. Biroul Înaltului Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului adună dovezi și probe în Ucraina cu privire la încălcările comise în timpul invaziei rusești, care ar putea fi recunoscute drept crime de război. Pe măsură ce ziua victoriei se apropie în Rusia, Vladimir Putin nu a obținut nicio victorie importantă în cele două luni de lupte. Uniunea Europeană intenționează să impună sancțiuni alinei Kabaeva, iubita lui Vladimir Putin, și patriarhului Kiril, șeful Bisericii Ortodoxe Ruse.